La ședința de astăzi, în prezență majoritatea membrilor cabinetului de miniștri, absentează domnul Ulianovski și doamna Vlah. Ședința este deliberativă. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări sau propuneri la ordine de zi, stimați colegi. Dacă nu sunt, atunci începem cu primul subiect. Domnul ministru Gaburici, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, vă prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la modificarea hotărârii guvernului numărul 401 din 12 iunie 2012 cu privire la fondul pentru eficiență energetică. Promovarea proiectului este necesar pentru a debloca activitatea operațională curentă a instituției, precum și a eficientiza procesul de selectare, evaluare și finanțare de către fond a proiectelor în domeniul eficienței energetice și a valorificării resurselor de energie regenerabilă. De asemenea, această inițiativă ține de alinierea hotărârii existente la cadrul primar pe domeniul și anume legea numărul 10-2016 cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, care prevede excluderea instituției administratorului din cadrul Fondului pentru Eficiență Energetică. Experiența activității fondului pentru modelul SETA din anul 2012, descrisă de un set de proceduri mult prea anevoioase, birocratizate, dublări ale activităților de verificare și expertizare, au condus la formarea unui sistem administrativ mai complicat. Mai mult ca atât, aceste detalii au fost scoase în evidență de către Curtea de Conturi, care a sugerat Ministerului în raportul auditului performanței Fondului pentru Eficiență Energetică să revizuiască structura organizatorică a fondului și să analizeze modalitatea integrării funcției de administrator în cadrul acesteia. În rezultatul modificărilor operate, atribuțiile administratorului fondului vor fi preluate de către Comitetul de Investiții și Consiliul de Administrare. Urmare a sesizării fondului privind multiplele modificări la proiectele depuse și acceptate spre finanțare aferente, includerea unor lucrări nestipulate inițial și instituirea obligativității de elaborare și prezentare a proiectelor de execuție, s-a constatat că în perioada de recuperare recalculată a investiției depășește considerabil valoarea impusă de prevederile punctului 53 litera E a hotărârii guvernului menționate, conform căreia acestea trebuie să fie de maxim 7 ani. Astfel, Ministerul Economiei și Infrastructurii a venit cu propunere de modificare și completare a punctului 53 litera E din hotărârea Guvernului numărul 401 din 12.06.2012 în sensul majorării perioadei de recuperare a investițiilor de la 7 la 11 ani. Având în vedere cele expuse, considerăm că modificările propuse vor contribui la deblocarea activității operaționale a fondului, facilitarea accesului la finanțarea beneficiarilor proiectelor de eficiență energetică și la implementarea calitativă a politicii de stat în domeniul eficienței energetice. În contextul celor expuse, rog respectuos aprobarea. Întrebări dacă sunt? Dacă nu sunt, vă mulțumesc și vă rog să continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 1413 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru serviciile de transport. Proiectul de hotărâre a fost elaborat în scopul uniformizării procedurii de plată a compensației pentru serviciile de transport cu cea stabilită de plata drepturilor sociale. Proiectul prevede efectuarea plăților ce țin de compensațiile pentru serviciile de transport, utilizând sistemele informaționale deja implementate pentru plata pensiilor și altor plăți sociale, excluzând completarea listelor beneficiarilor de compensație pe suport de hârtie de către structurile teritoriale de asistență socială. Prezentarea către întreprindere de stat a Poștei Moldovei, a listelor în format electronic de către structurile de asistență socială va asigura securitatea datelor cu caracter personal, deoarece în cazul completării listelor pe suport de hârtie, beneficiarii de compensații au acces la un volum mult mai mare de date personale care nu îi vizează, fapt ce determină nerespectarea legislației în vigoare. Reieșind din cele expuse, considerăm oportună aprobarea de către guvernul proiectului în cauză. Vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc, nu văd doritori să intervină, de aceea prezentați următorul proiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în hotărârea Guvernului numărul 1003 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic. Proiectul respectiv este elaborat în contextul acțiunilor întreprinse de Ministerul Economiei și Infrastructurii privind armonizarea legislației Republicii Moldova în domeniul eficienței energetice cu cea a Uniunii Europene din sectorul respectiv, precum și de respectarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Astfel, în vederea implementării legii numărul 44/2014 privind etichetarea energetică, a fost elaborat proiectul hotărârii Guvernului care prevede introducerea cerințelor de etichetare energetică pentru trei grupe adiționale de produse cu impact energetic. Regulamentele stabilesc clasele de performanță energetică, cât și cerințe de plasare a produselor pe piață doar împreună cu o etichetă care indică consumul de energie a fiecărui produs. Cerință impusă în scopul informării consumatorilor și de a achiziționa produse cu impact energetic în cunoștință de cauză. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc. Întrebări dacă sunt la domnul ministru, stimați colegi. Domnul Gaburici, vă mulțumesc și vă rog să treceți la proiectul numărul 5. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2020. Proiectul actului normativ în cauză a fost elaborat în vederea completării cadrului juridic necesar aplicării schemelor de suport prevăzute în articolul 34 al legii numărul 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, astfel ca prevederile acestea să devină implementabile. Prin urmare, prezenta hotărâre vine să exprime viziunea la zi a Guvernului cu privire la capacitățile de generare a energiei electrice a fi instalate către anul 2020 în Republica Moldova, atât în cadrul schemei de suport orientate pe mici investitori, cât și a celor mari care își vor obține statutul de producător eligibil urmarea unor licitații internaționale organizate de către Guvern. La stabilirea limitelor, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei din surse regenerabile au fost la bază o serie de principii și constatări generale care au în considerare specificul țării noastre. Este de asemenea evidențiată preferința pentru instalațiile eoliene într-o măsură mai redusă pentru instalațiile fotovoltaice, dar și pentru alte tehnologii mai puțin interminente, instalații de cogenerare pe biogaz și biomasă solid. Au fost identificate valorile limitelor cotelor maxime și categoriile de capacitate în domeniul energiei din surse regenerabile, după cum sunt prezentate în anexa la această hotărâre. La stabilirea limitelor de capacitate pe tehnologii s-a ținut cont de decizia Consiliului Ministerial al Comunității Energetice cu privire la aplicabilitatea orientărilor privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 în cadrul părților contractante, inclusiv Republica Moldova. În contextul celor enunțate, rog respectuos aprobarea proiectului hotărârii Guvernului în cauză. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc, stimați colegi, dacă sunt întrebări. Nu sunt, vă rog următorul proiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil. Regulamentul menționat vine într-o creare a cadrului juridic necesar implementării schemei de suport prevăzute de articolul 34, alineatul 1, litera A, a legii din
numărul 10 din 26 a 2-2016 cu privire la promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Face referință anume la prețul fix oferit producătorilor eligibili pentru energia electrică generată de instalațiile de valorificare pentru a valorifica potențialul regenerabil. Proiectul regulamentului vine într-o materializare a noii abordări a statului față de susținerea investițiilor în domeniul energiei regenerabile, oferind investitorilor garanțiile necesare pentru inițierea unor proiecte mari în domeniul energiei regenerabile. Licitațiile de capacități se vor organiza de către o comisie de licitații, instituite în conformitate cu regulamentul menționat, astfel, organizarea acestora va permite guvernului să susțină acest domeniu important pentru atragerea investițiilor private. La cele mai mici costuri posibile, rezultate ca urmare a promovării competitivității în sector. Mai mult ca atât, mecanismul respectiv vine să instituie un control asupra volumelor de capacități a fi instalate inclusiv pe tipuri de tehnologii, astfel ca susținerea acestei noi industrii să aibă loc la cele mai mici costuri posibile. La licitațiile organizate de Comisia de Licitații va putea participa orice investitor care îndeplinește condițiile și criteriile de participare stabilite în prezentul regulament și în documentația de licitație, iar investitorii nerezidenți vor beneficia de aceleași drepturi ca și investitorii rezidenți și urmează să îndeplinească aceleași condiții și criterii pentru a participa la licitație. În contextul celor enunțate, rog respectuos aprobarea proiectului hotărârii Guvernului în cauză. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnul ministru. În continuare, o să-l rog pe domnul ministru Volkonovici să prezinte următorul proiect. Vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind condițiile și procedurile de organizare și realizare a executării activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilității solurilor. În prezent nu există un mecanism clar de selectare a obiectelor ce se includ în lista obiectelor și mijloacelor financiare necesare pentru realizarea planului de acțiuni privind implementarea programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2017-2020, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 554 din 14 iulie 2017. Astfel, regulamentul dat va reglementa activitățile ce țin de conservare și sporire a fertilității solurilor, care prin eroziune sau prin acțiunea altor factori antropici și-au pierdut total sau parțial capacitatea de producție și care urmează a fi conservate sau efectuate lucrări de sporire a fertilității acestora cu suportul financiar de la bugetul de stat. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări la domnul Volkonovici, dacă nu vă mulțumesc și eu și în continuare domnul ministru Jezdan. Domnul prim-ministru, deoarece punctul 8 și 9 sunt conexe, rog. Desigur, vă rog. Da, mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea acordului între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională a Poliției Criminale Interpol cu privire la recunoașterea documentului de călătorie Interpol. Scopul prezentului acord este de a facilita călătoria oficialilor pentru îndeplinirea sarcinilor în domeniul Interpol. Documentul de călătorie Interpol reprezintă o cartelă electronică cu identificare și pașaport, recunoscută oficial de către 77 de țări membre ale acestei organizații. Cheltuielile aferente eliberării documentelor de călătorie Interpol vor fi acoperite de către Secretariatul General al Interpol. Totodată, se propune completarea articolului 3 al legii numărul 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortesanții statelor terțe care au obligația de ținere unei vize și resortesanții statelor terțe care sunt exonerați de obligativitatea de ținere unei vize de la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova. Prin acest proiect vor fi exonerați oficialii care îndeplinesc sarcini oficiale în cadrul Interpol de obligativitatea de ținere unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, având drept de ședere până la 90 de zile, în orice perioadă de 180 de zile, cu condiția prezentării documentului de călătorie Interpol, împreună cu pașaportul național valabil și invitația oficială a autorităților naționale ale Republicii Moldova sau a autorității naționale responsabile de cooperare cu Interpol.
Implementarea proiectului nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare. Reieșind din importanța celor enunțate, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectelor. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc, domnul ministru, și în continuare, domnul Armaș. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 1185 din 30.09.2003 despre aprobarea regulamentului cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele fizice. Prezentul proiect are de drept scop racordarea prevederilor hotărârii de guvern numărul 1185 la legislația în vigoare, care pe parcursul anilor a fost modificată. Proiectul prevede actualizarea actelor de care persoana fizică ce se stabilește la loc de trai permanent în Republica Moldova trebuie să le dețină pentru a beneficia de dreptul de a introduce pe teritoriul țării sau de a primi prin intermediul trimiterilor poștale internaționale sau bagajelor neînsoțite, bunuri ce aparțin acestei persoane fără achitarea drepturilor de import. Ținând cont de cele expuse, rog susținerea proiectului. Susținem, domnul Armaș, nu văd întrebări și continuați, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la repartizarea mijloacelor financiare. Prin intermediul prezentului proiect se propune repartizarea din alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2018 pentru implementarea strategiei de reformă a administrației publice a mijloacelor financiare pe ministere ca urmare a reorganizării structurale a administrației publice centrale. Cheltuielile de implementare a proiectului în sumă de 10.056.000 lei vor fi asigurate din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru reforma administrației publice. Ținând cont de cele menționate, rog susținerea proiectului. Întrebări? Nu sunt. Vă mulțumesc. În continuare, doamna ministru Iftone. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Stimați membri ai Guvernului, propun spre aprobare proiectul hotărârii de guvern cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Resurse Informaționale Juridice, care a fost elaborat în scopul restructurării autorităților administrative centrale din subordinea Guvernului, adică aprofundarea reformei administrației publice centrale. Prin acest proiect se propune reorganizarea prin transformarea Centrului de Informații Juridice în Agenția Resurse Informaționale Juridice, autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Justiției. Au fost găsite resurse de reformare și de consolidare a acestui centru din cadrul Ministerului Justiției, cheltuieli suplimentare nu necesită și în contextul respectiv solicit aprobarea acestei hotărâri. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și vă rog să treceți la următorul subiect. Vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră spre aprobare proiectul de lege cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Acest proiect a fost elaborat în scopul concordanței legislației naționale la un șir de modificări care au fost elaborate până în prezent în cadrul național privind consolidarea drepturilor și libertăților cetățenilor Republicii Moldova în scopul eliminării oricăror feluri de discriminare. Astfel, scopul proiectului este de a elimina deficiențele și incoerențele admise în procesul de promovare și adoptate a pachetului de legi și urmărește sporirea eficienței și impactului sistemului de prevenire și combaterea discriminării, precum și asigurării egalității. Obiectivele proiectului se concentrează pe precizarea și reglementarea mai clară a competenței Consiliului de Egalitate și excluderea criteriilor de nediscriminare. Prin acest proiect se întărește
competența Consiliului de Egalitate, astfel Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității trece în Consiliul pentru Egalitate. Una din noutățile este că acest Consiliu, în scopul protejării și evitării oricăror discriminări, este, va avea accesul la, și dreptul de sesizare la Curtea Constituțională. În scopul, ținând cont de aceste relatate, solicit suportul dumneavoastră în promovarea acestui proiect. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări la doamna ministru. Dacă nu sunt, vă rog să prezentați și următorul. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră aprobarea hotărârii de guvern cu privire la modificarea și completarea regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor. Acest proiect de hotărâre a fost elaborat ca urmare a modificărilor operate în codul de executare cu privire la monitorizarea electronică a persoanelor, legii cu privire la monitorizarea electronică a persoanelor, și potrivit acestui proiect sunt supuse monitorizării electronice cu dispozitive sub formă de brățară sau dispozitiv mobil și persoanele cărora le este aplicată o măsură preventivă. Se includ și sancțiuni pentru deteriorarea echipamentului electronic. În acest context, este un proiect necesar la ajustarea codului de executare și legii respective și rog susținerea dumneavoastră în adoptarea acestei hotărâri de guvern. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, nu văd întrebări. În continuare, domnul Volkonovici, vă rog, iară. Vă mulțumesc! Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, atenția dumneavoastră propune proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor și se operează în unele hotărâri ale Guvernului care au fost elaborate în temeiul legii numărul 36 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern pentru executarea hotărârii Parlamentului numărul 89 din 21 iulie 2017 pentru aprobarea listei ministerilor, legii numărul 185 din 21 septembrie 2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, precum și din necesitatea operării altor modificări, completări la hotărârea Guvernului 485 din 12 august 2009 cu privire la aprobarea regulamentului Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, hotărârea Guvernului numărul 570 din 11 septembrie 2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor codului subsolului și hotărârea Guvernului numărul 259 din 12.04.2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale codului subsolului. Prin proiectul hotărârii de guvern se propune ajustarea legislației în vigoare în conformitate cu noua structură a guvernului, precum și operarea și altor modificări, completări în anexele la hotărârii de guvern menționate. Realizarea prevederilor proiectului hotărârii de guvern în cauză nu necesită careva cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Proiectul de act normativ a fost supus avizări de către ministerele de resort, precum și expertizii anticorupție și juridice, fiind definitivat potrivit propunerilor și recomandărilor înaintate. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări la domnul Volkonovici. Mulțumesc, domnul ministru. Continuare, domnul Armaș. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative. Proiectul are ca obiectiv modificarea legii numărul 160 din 2207-2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și a legii numărul 271 din 15 decembrie 2017 privind auditul situațiilor financiare. Principalele priveri ale proiectului sunt excluderea din anexa numărul 1 la legea numărul 160 a certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general, deoarece acesta nu poate fi atribuit la categoria actelor permisive. După natura sa, certificatul de calificare al auditorului este un document care reprezintă un statut de calificare a persoanei fizice care dorește să practice auditul, similar avocaților notarilor. Deci atestă gradul de calificare a persoanei respective.
În contextul modificării legii 160, apare necesitatea expunerii în redacție nouă articolul 19 din legea 271, în partea ce ține de modul de reperfectare și eliberare a duplicatului de pe certificatul de calificare a auditorului. Pornind de la aceste premize, rog susținerea proiectului. Stimați colegi, dacă sunt întrebări la domnul ministru al finanțelor. Mulțumesc, domnul Armaș. Următorul subiect, doamna ministru Babuc, vă rog. Vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea programelor de studii superioare în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Elaborarea proiectului DAT a fost realizată în scopul asigurării calității în învățământul superior la nivel național. În acest sens a avut loc procesul de evaluare externă a calității de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, ANACEC, în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență în domeniile generale de studiu 31 administrare publică, 36 științe economice, 44 științe exacte, 52 inginerie și activități inginerești, etc., de către Agenția Germană de Asigurare a Calității a Programelor de Studii, pentru domeniul 44 chimie, precum și în scopul autorizării de funcționare provizorie a programului de studii superioare de licență 0914.4 optometrie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu, specialitate nouă inclusă în nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior și a școlilor doctorale și a programelor de doctorat în Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În total, au fost evaluate extern 98 de programe de studii de licență la 15 instituții de învățământ superior, dintre care 10 instituții sunt publice. Procesul de evaluare externă a calității programelor de studii superioare de licență și doctorat în domeniile menționate a fost realizat în baza prevederilor Codului Educației, a standardelor de acreditare, criteriilor și a indicatorilor de performanță stabiliți în metodologia de evaluare externă a calității, în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic superior și de formare continuă, aprobată prin hotărârea de guvern numărul 616 din 18 mai 2016. Având în vedere cele expuse, rog susținerea acestui proiect. Stimați colegi, dacă sunt întrebări la doamna ministru, dacă nu, doamna Bobuc, vă mulțumesc. Și în continuare, noi avem aceste două proiecte din cele trei despre care am vorbit la ședința operativă, dar m-am uitat așa pe diagonală și văd că au aceleași formulări ca și în celălalt care l-am amânat. Deci eu propun totuși să le examinăm aceste două proiecte, 18-19, împreună cu al treilea, la pachet, la ședința viitoare, dacă nu aveți nimic împotrivă, doamna ministru. Bine, domnule prim-ministru. Mulțumesc mult. 20 din ordine de zi, domnul Armașu. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 4 din legea 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 205 din 13 iunie 2018. Inițiativa legislativă vine să excludă de la aplicarea legii 131 privind achizițiile publice, contractele care au ca obiect achiziții publice de bunuri și servicii în sănătate încheiate de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate și atribuite prin intermediul unei platforme internaționale agențiilor internaționale pentru achiziții. E de menționat că Republica Moldova a armonizat legislația în domeniul achizițiilor publice la achizul comunitar. Astfel, prin prisma directivelor UE, inițiativa legislativă nu corespunde prevederilor acestora și ar putea constitui pe viitor un impediment în evaluarea sistemului de achiziții publice de experți externi. Ieșind din cele menționate, inițiativa legislativă nu poate fi susținută. De asemenea, menționăm că procurarea medicamentelor și altor produse de uz medical prin intermediul organizațiilor internaționale ar fi posibil conform legislației în vigoare, în cazul în care există un tratat internațional la care Republica Moldova este parte. Ținând cont de cele menționate, rog susținerea avizului. Stimați colegi, alte păreri?
Vă mulțumesc, domnul Armașu, și următorul subiect, doamna ministru Ieftodeva. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Stimați membri ai Guvernului, propun spre aprobare avizul la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, inițiativa unui grup de deputați, care ca scop ajustarea cadrului național la prevederile legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, adoptat în 22 decembrie 2017, sub numărul 308. Avizul a fost elaborat de către Ministerul Justiției, ținând cont de propunerile și parvenite de la toate instituțiile centrale interesate, inclusiv ministerele din guvern. Și avizul, inițiativa este susținută cu unele recomandări referitoare la tehnica legislativă, chiar și de schimbare a la propunerea Ministerului Economiei se introduce, în locul Ministerului Economiei se propune Agenția Națională pentru Reglementări Energetice și Telecomunicații. Domnul ministru, poate să mă ajute cum se numește exact titlul, că nu-mi amintesc. Și alte modificări sau propuneri la această inițiativă n-au venit. Avizul, cum am menționat, inițiativa se susține. Solicit aprobarea avizului respectiv și vă mulțumesc anticipat. Și vă mulțumesc. Dacă nu sunt și alte păreri, în continuare, doamna ministru Babuc, vă rog. Vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la planurile Comanda de Stat de pregătire a cadrelor pe specialități în domenii generale de studii cu finanțare de la bugetul de stat în instituțiile de învățământ superior pentru anul de studii 2018-2019. Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru prima oară, ținându-se cont de propunerile corespunzătoare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și al Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Instituțiilor de Învățământ Superior și prognoza Agenției de Ocupare a Forței de Muncă. Totodată, conform cerințelor dictate de piața muncii, se propun locuri bugetare la 11 specialități noi, în limita locurilor bugetare planificate, inclusiv la domeniile inginerie, arte, științe agricole, sănătate și științe ale sportului. Astfel, Comanda de Stat prevede admite în învățământul superior la licență a 4.906 persoane la 167 de specialități, la master 2.876 de persoane și la studii de rezidențiat 453 de persoane. 297 de persoane, cetățeni străini, numărul de locuri rămânând la nivelul anului trecut, pentru onorarea obligațiunilor Republicii Moldova în cadrul contractelor bilaterale încheiate cu diferite țări. Proiectul a fost supus avizării conform uzanțelor și discuțiilor publice la Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Se încadrează în limita mijloacelor financiare planificate în acest scop. Rog susținerea acestuia. Stimați colegi, întrebări la doamna Babuc. Dacă nu sunt, doamna ministru, vă rog să continuați cu următorul subiect. Vă mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la planurile Comanda de Stat de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019. Conform proiectul hotărârii Guvernului, se propune aprobarea prin anexele 1-6 a planurilor de admitere cu finanțarea bugetară și cu taxa de studii în învățământul profesional tehnic, precum și aprobarea completărilor la unele hotărâri necesare pentru punerea în aplicare a cadrului normativ specific învățământului profesional tehnic. La elaborarea proiectului s-a ținut cont de necesitățile pieței muncii, rezultatele admiterii în anul de studii 2017-2018, precum și de unele modificări ale cadrului normativ aferent învățământului profesional tehnic. Pentru învățământul profesional tehnic secundar, planul de admitere prevede admiterea a 7.073 persoane cu finanțare bugetară și 680 persoane cu finanțare cu taxă. Pentru învățământul profesional tehnic post-secundar și post-secundar non-terțiar, planul de admitere prevede admiterea a 3.759 persoane cu finanțare bugetare și 7.361 persoane cu finanțare cu taxă. Având în vedere prevederile regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual, în planul de admitere pentru învățământul profesional tehnic secundar sunt incluse 1.408 de poziții în creștere, față
față de anul 2017 cu 546 de locuri, precum și 160 de locuri pentru programele de formare profesional tehnică postsecundară și postsecundară non-terțiară, care de asemenea se vor implementa prin învățământul dual. Un alt element de noutate inclus în prezentul proiect este includerea 305 locuri cu finanțare bugetară pentru specialitățile cu profil pedagogic. Pentru anul de studii 2018-2019 urmează a fi organizat concurs de admitere în baza studiilor gimnaziale la specialitățile educație timpurie și învățământ primar la calificarea învățător. Sunt propuse de asemenea și alte completări. Proiectul se încadrează în limita mijloacelor financiare planificate în acest scop. Fiind elaborat de Ministerul Educației, a fost supus avizării conformuzanților. Rog susținerea acestuia. Susținem, doamna ministru. Mulțumesc pentru prezentare. Doamna ministru Cipotari, vă rog în continuare. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri guvernului, onorată asistență, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind modificarea și completarea hotărârii guvernului numărul 1020 din 29 decembrie 2011, elaborat în vederea executării prevederii hotărârii Parlamentului numărul 65 din 6 aprilie 2017 privind revizuirea tarifelor la serviciile medico-sanitare contraplată. Astfel se propune revizuirea și precizarea părții textuale a hotărârii Guvernului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare în scopul aducerii în concordanță cu prevederile legii contabilității, standardelor naționale de contabilitate, indicațiilor metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calcularea costului produselor și serviciilor, dar și a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar aprobate de Ministerul Finanțelor. De asemenea, ținem să informăm că în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 139 din 6 februarie 2018, prin care este aprobat planul de acțiuni privind modificarea metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare și recalcularea tarifelor serviciilor medico-sanitare, Ministerul de Comun cu instituțiile medico-sanitare, la momentul actual, este în proces de revizuire a tarifelor serviciilor medico-sanitare, iar această hotărâre de guvern va servi ca o bază legală pentru definitivarea acestora. Rog aprobarea proiectului hotărârii de guvern menționat. Vă mulțumesc, doamna ministru, nu văd întrebări și domnul Armaș, vă rog în continuare. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit. Proiectul are ca scop sistematizarea și acordarea cadrului normativ fiscal secundar privind determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit. Astfel se prevede comasarea a circa 10 acte normative și integrarea normelor într-un singur act, ceea ce va duce la excluderea cazurilor de admitere a erorilor la etapa de determinare a obligațiilor fiscale. Proiectul conține trei regulamente care reglementează determinarea obligațiilor fiscale în dependență de categoriile contribuabililor, agenți economici, cetățeni, nerezidenți. Suplimentar, pentru protocolare, la solicitarea mediului de afaceri, propunem majorarea plafonului maxim permis spre deducerea cheltuielilor privind transportul organizat al angajaților de la 25 lei fără TVA la 35, anexa numărul 1, punctul 34 din proiectul hotărârii de guvern. De asemenea, se propune completarea capitolului 5 al anexei numărul 1 cu secțiunea 12 cu norme ce permit deducerea cheltuielilor pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională prin învățământ dual, remunerarea maestrilor, instructorilor, asigurarea cu materiale necesare, etc. Aprobarea hotărârii va constitui o primă etapă în exercițiul de sistematizare a legislației fiscale și a aprobarea legislației noi, codul fiscal, codul vamal, care să asigure siguranța, echitatea și claritatea politicilor fiscale și vamale. Ținând cont de cele menționate, rog susținerea proiectului. Susținem, domnul ministru, vă mulțumesc pentru prezentare. Doamna Cipotari, vă rog.
Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi. Se propune atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, care a fost elaborat în contextul implementării planului de acțiune al Guvernului pentru anii 2016-2018, dar și a strategiei pentru protecția copilului pentru anii 2014-2020. Proiectul hotărârii Guvernului propus spre examinare și aprobare prevede modificarea și completarea cadrului normativ ce reglementează serviciile alternative de plasament de tip familial, asistență parentală, profesionistă și casa de copii de tip familial, în scopul promovării plasamentului în aceste servicii a copiilor noi născuți, copiilor cu dizabilități, minorilor gravide, părinților minori cu copii în risc de separare. Se propune de a specifica modalitatea de aprobare a plasamentului în servicii a copiilor părinților minori. De asemenea, proiectul conține prevederi referitor la completarea standardelor minime de calitate, privind organizarea și funcționarea serviciilor menționate mai sus, respectiv a indicatorilor de realizare a standardelor, în special referitor la igienă, hrană, asigurare condițiilor sigure de viață pentru copil, în scopul accentuării importanței creșterii și educării în mediul familial a copiilor cu vârsta de la 0 până la 3 ani, copiilor cu dizabilități, minorilor gravide, părinților minori, precum și formarea deprinderilor pentru creșterea și îngrijirea copilului de către minorile gravide sau părinții minori. Implementarea prevederilor incluse în proiectul hotărârii Guvernului nu necesită cheltuieli suplimentare decât cele aprobate la moment. Pornind de la cele menționate, rog susținerea membrilor Guvernului pentru aprobarea proiectului dat. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, doamna Cimbătari. Domnul ministru Sturza, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, Ministerul Apărării propune spre aprobare proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata indemnizației lunare pentru închirierea spațiului locativ militarilor prin contracte armate naționale. Acest proiect de hotărâre a fost elaborat de către Minister în scopul implementării articolului 21 al legii 162/2005 cu privire la statutul militarului, cu modificare și completările adoptate prin legea 148/2017 privind modificare și completarea unor acte legislative, care prevede, în cazul în care militarului prin contract nu îi se poate oferi o locuință de serviciu corespunzătoare, acesta va beneficia de o indemnizație pentru închirierea locuinței în mărime și în modul stabilit de guvern. Proiectul de hotărâre privind stabilirea unei indemnizații lunare pentru militari prin contract, care nu sunt asigurați cu spațiul locativ de serviciu în garnizoana unde îndeplinesc serviciu militar, dacă ei sunt incluși în lista de evidență a solicitanților ce necesită asigurarea cu spațiul locativ de serviciu. Proiectul respectiv a fost susținut de către autoritățile de resort, reșind cele expuse, rog susținerea acestea. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, nu sunt, vă mulțumesc, domnul Sturza. În continuare avem două proiecte importante pentru victimele deportărilor staliniste. În ajunul, îmi pare bine că am reușit și se întâmplă lucrul ăsta în ajunul zilei de 6 iulie, când îi vom comemora, așa cum am stabilit aici la guvern, vom avea o acțiune. Și din câte mi-aduc aminte, deci noi am convenit să le oferim un pachet de servicii medicale. De asemenea, foarte important era că alocația lunară să crească de la 100 de lei la 500 de lei și de asemenea să beneficieze de tratamente de reabilitare la Spitalul Guvernului. Și noi mai vorbisem încă și cu referire la înnoirea legitimațiilor. Vă rog, doamna ministru. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru. Stimați colegi, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimilor represiunilor politice. Proiectul dat a fost elaborat în scopul asigurării protecției sociale persoanelor care au avut de suferit în urma represiunilor politice și ulterior au fost reabilitate prin oferirea prioritară a unui pachet de servicii medicale în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală și asigurarea accesului la servicii de recuperare, reabilitare, care ar contribui la ameliorarea stării de sănătate a persoanelor respective. De asemenea, proiectul specific lista serviciilor medicale care vor fi oferite în regim prioritar victimilor represiunilor politice, precum și vizează majorarea de la 30% la 50%, reducerea din costul biletului de recuperare-reabilitare. Menționez că în condițiile reducerii de 30%, acest grup beneficia de reducere din costul biletului de 1950 lei, iar majorarea vizată va genera o reducere de 3250
50 de lei din costul biletului, creșterea reducerii constituind 1300 de lei. Costul pentru implementarea prevederilor hotărârii se estimează la circa 430.000 de lei din contul și în limita mijloacelor prevăzute de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la grupa principală Protecție Socială. Luând în considerație cele expuse, rog respectuos susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Da, domnul Raelan, vă rog. De acord, mulțumesc pentru această propunere. Era exact despre ce discutasem noi anterior. Vă rog să prezentați și următorul proiect. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați miniștri, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea legii numărul 121 din 3 mai 2001 cu privire la protecție socială suplimentară a unor categorii de populație. Proiectul dat a fost elaborat în scopul asigurării unei protecții suplimentare a victimilor reabilitate ale represiunilor politice prin majorarea cuantumului alocației lunare de stat cu 400 de lei, care urmează să fie efectuate din septembrie anul curent. Majorarea dată va contribui la intensificarea măsurilor de asistență socială a celor circa 8.452 de persoane victime ale represiunilor politice. Pentru implementarea modificărilor propuse pentru 4 luni ale anului 2018, perioada septembrie-decembrie, vor fi necesare mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat în mărime de circa 13 milioane de lei. Menționăm că sursa de acoperire identificată este din contul și în limita sumei transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat prevăzute pe anul 2018. Luând în considerație cele expuse, rog respectuos susținerea proiectului. Întrebări dacă sunt, stimați colegi. Dacă nu, eu țin încă o dată să mulțumesc tuturor celor care au muncit la elaborarea acestor proiecte. Într-un termen relativ scurt, este important pentru acești oameni care au trăit într-o perioadă de timp când viața a fost prea dură cu ei, cred că merită mai mult, dar în limitele posibilităților noastre, cred că astăzi este un pas înainte și trebuie pus în aplicare, așa cum am vorbit, din 1 septembrie. Mulțumesc mult. În continuare, tot dumneavoastră, doamna ministru, vă rog. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Stimați membri ai Guvernului, se propune atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină pentru anul 2018. Țin să menționez că anual se efectuează evaluarea necesităților și normelor de consum al alcoolului etilic destinat utilizării în medicină, în urma cărora se stabilește cuantumul anual de alcool etilic nedenaturat și cu întocmirea ulterioară a listei utilizatorilor și cuantumurilor de alcool etilic destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină, repartizate acestora. Pentru anul 2018 va fi luat în calcul inclusiv cuantumul de 13.871,91 de litri de alcool etilic nedenaturat de la pozițiile tarifare 220-710-000 și respectiv și de la poziția tarifară 220-890-910 destinat câștigătorilor desemnați în urma licitațiilor publice centralizate conform necesităților instituțiilor medico-sanitare confirmate de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Total, cuantumul de alcool etilic nedenaturat solicitat pentru anul 2018 este de 39.128,623 micșorat de calitri, micșorat cu aproximativ 7,31% comparativ cu anul 2017. Proiectul a fost elaborat în temeiul articolului 96, litera B
liniuța 2 din titlul 3 și punctul 3 al notelor din anexa numărul 1 la titlul 4 al codului fiscal, numărul 1163 din 24 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și a notei la capitolul 22 al legii numărul 72 din 25 iulie 2014, privind aprobarea nomenclatorii combinate a mărfurilor Ordinului Ministerului Sănătății 309 din 26 martie 2013, cu privire la aprobarea regulilor de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare, cât și planurilor de fabricație și rapoartele privind utilizarea cuantumelor de alcool etilic nedenaturat pentru anii 2012-2018, prezentate de producătorii de medicamente. Proiectul este elaborat de către Minister, a fost avizat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale și Ministerul Justiției. De asemenea, a fost supus expertizei de către Centrul Național Anticorupție. Obiecții asupra proiectului nu au fost înregistrate. Reșind din cele menționate, rog susținerea proiectului. Întrebări, stimați colegi. Vă mulțumesc, doamna Cipătaș, și vă rog să prezentați și următorul subiect. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați miniștri, se propune atenției dumneavoastră spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea semnării acordului cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Dezvoltare Consiliului Europei pentru realizarea proiectului privind procurarea ambulanțelor. Proiectul dat a fost elaborat într-o executare a prevederilor Programului Național de Dezvoltare a Asistenței Medicale de Urgență pentru anii 2016-2020, aprobat prin hotărârea Guvernului 1238 de 11 noiembrie 2016. Modernizarea serviciului medical de urgență este o prioritate pentru sistemul de sănătate, iar procurarea ambulanțelor noi la nivel național va schimba spre bine calitatea și rapiditatea serviciilor medicale de urgență. Negocierile pe marginea acordului cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Dezvoltare Consiliului Europei pentru realizarea proiectului privind procurarea ambulanțelor au avut loc pe parcursul lunii iunie anul curent. Este estimat procurarea circa 133 de ambulanțe de tip B și circa 35 de ambulanțe de tip C. Ambulanțele vor fi procurate conform regulilor de achiziție internațională cu certificat de conformitate CEN, corespundele cu norma europeană privind vehicule și echipamentele medicale. Luând în considerație cele expuse, rog respectuos susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări dacă sunt? Doamna Pali, vă rog. Rog, până la emiterea proiectului, să coordonăm și să verificăm părțile semnătare a acordului. Da, desigur. Desigur. Un proiect important, trebuie să vedem cât mai repede să obținem acest credit și să putem procura aceste aproximativ 170 de ambulanțe care vin să perfecționeze în general sistemul medical, pentru că noi nu o singură dată am vorbit să aducem serviciile medicale mai aproape de oameni. Asta poate fi atunci când construiești spitalele lângă ei, dar poate fi atunci când dezvoltăm infrastructura și avem spitale poate mai puține, dar mai bune, spitale de excelență, și atunci având infrastructura și ambulanțele, îi aducem pe oameni la aceste spitale unde să beneficieze de servicii calitative. Mulțumesc, și mai avem un proiect în ordine de zi, doamna viceprim-ministru Lesnic. Mulțumesc frumos! Stimatele domnule prim-ministru, stimați colegi, se propune atenție dumneavoastră proiectul de lege în vederea asigurării realizării deciziei protocolare privind accesul în traficul internațional a mijloacelor de transport din stânga Nistrului și municipiul Bindiar, care a fost semnat la 24 aprilie curent, și a procesului tehnologic cu privire la organizarea comună și a procedurilor de înregistrare a mijloacelor de transport din regiunea Transnistreană. Acest proiect de document a fost elaborat și promovat în contextul deciziei protocolare în comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și cu sprijinul autorităților naționale. Elaborarea proiectului de lege rezultă din necesitatea acordării dreptului de circulație în trafic rutier internațional a mijloacelor de transport care sunt cu plăcuții cu număr din unitățile administrative teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Dender. Ori aceste mijloace de transport nu pot fi admise în traficul rutier internațional cu număr de matriculare existente. Respectiv, înregistrarea mijloacelor de transport cu plăcuții cu numeri din unitățile administrative teritoriale din stânga Nistrului urmează să fie efectuată în subdiviziunea Agenției Servicii Publice cu sediul în orașul Tiraspol și Râbnița, în baza documentelor confirmative ce atestă domiciliul persoanei și a dreptului de proprietate, însoțite de declarații scrise pe propria răspundere a solicitantului cu privire la veridicitatea informațiilor ce se conțin în acestea.
Totodată, proiectul de lege prevede că mijloacele de transport înregistrate în baza prezentei legi pot fi înstrăinate de către persoanele cu domiciliu în localitățile din stânga Nistru și municipiul Bender sau persoanelor juridice care desfășoară activitate de întreprinzător în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistru și municipiul Bender fără achitarea drepturilor de impor. Această înstrăinare se efectuează doar în condițiile în care subțin agenții servicii publice, cu sediu în orașul Tiraspol și Râbnița și în baza documentelor confirmative, atestă domiciliul persoanei și dreptul de proprietate. Concomitent, în cazul în care mijloacele de transport sunt înstrăinate persoanelor cu domiciliu în Republica Moldova sau persoanelor juridice care desfășoară activitate de întreprinzător cu sediu juridic în Republica Moldova, înregistrarea noului proprietar se efectuează cu condiția că mijlocul de transport nu este prohibit de a fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova și cu achitarea drepturilor de import. În vederea reducerii abuzelor din partea populației și agenților economici și eschiverii de la plata drepturilor de import aferente mijloacelor de transport introduse în Republica Moldova, proiectul de lege prevede interzicerea circulației mijloacelor de transport înregistrate în baza prezente legi pe drumurile naționale de către persoanele care au domiciliu într-o altă localitate decât unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistru și municipiul Bender. Proiectul a fost avizat de către autoritățile naționale interesate. Subsidiar, examinând impactul implementării proiectului de lege, poate fi menționat faptul că aceasta nu va avea un impact negativ asupra bugetului public național și va înregistra un efect social pozitiv, care va permite realizarea interesului național și îmbunătățirea semnificativă a relațiilor dintre cele două maluri ale Nistru. Rog susținerea prezentului proiect. Stimați colegi, și prin acest proiect de lege noi arătăm încă o dată determinarea noastră de a apropia cele două maluri ale Nistrului prin acțiuni concrete, prin acțiuni pragmatice, atât mai mult că de înmatriculare se vor ocupa subdiviziunile Agenției Naționale de Servicii Publice, ceea ce ar însemna că vor fi în Registrul Național al Republicii Moldova. Eu am participat și eu de câteva ori în aceste ședințe unde discutam subiectul ăsta, de oferirea posibilității să intre în traficul internațional a celor care locuiesc în regiunea transnistreană cu automobilele pe care le dețin, nu au fost discuții simple, ba dimpotrivă, destul de dificile, pentru că a trebuit să fie cântărit foarte bine fiecare element, dar ele au fost și au fost foarte multe, de aceea nu îmi rămâne altceva decât să mulțumesc tuturor care au participat în acest grup de lucru, doamna viceprim-ministru, vă rog să transmiteți aceste mulțumiri și eu sper să aprecieze cei care vor avea de beneficiat, pentru că nu este vorba, precum spuneați la sfârșit, despre venituri sau pierdere în bugetul statului. Pe aici suntem în altă dimensiune și urmărim absolut alte valori. Mulțumesc mult! Noi am epuizat toată ordinea de zi. În continuare o să rog membrii Guvernului să rămână, să mai discutăm încă câteva întrebări. În rest, tuturor le mulțumesc pentru participare la ședință și o zi bună în continuare.